Salutare, oameni buni! Bine ați revenit pe canalul de YouTube Baltacul, probabil singurul canal de YouTube din România care își dedică timpul și unor subiecte mai puțin abordate, cel puțin în mediul online. După cum bine știți, am făcut videouri despre cum să ne legem sacii de dormit. Astăzi a venit rândul unui alt subiect plin de necunoscut și plin de întrebări pentru toți dintre noi, și anume bagajeria. În minutele ce urmează vom trece prin tot ce înseamnă bagajerie, deci absolut tot ce vedeți în jurul meu, și vreau să vă zic părerea mea despre ele și mai exact ce merită și ce nu, ce cu adevărat își merită banii și ce nu. Așa că rămâneți până la sfârșit, sunt sigur că nu veți regreta. Mai mult de atât, cutreierând site-ul clamarpescar.ro, absolut, am luat absolut fiecare secțiune în parte din meniu de acolo, de la bagajerie. Am pierdut ore bune, deci asta e tot ce vreau să spun. Am găsit niște produse pe care nu știu dacă le voi folosi vreodată în viața mea, dar poate voi le veți folosi, trebuie să știți măcar că există. Așa că rămâneți până la sfârșit. Așa cum vă spuneam, astăzi vom trece prin toată gama de bagajerie disponibilă pe site-ul clamarpescar.ro. Vom vorbi despre borsete, cutii, truse, valigete, huse de lansetă, huse de mulinetă, huse pentru scaune și pentru paturi, peste genți, peste toate vom trece astăzi, însă nu mă voi lungi, filmul nu va fi lung, așa că vă rog să aveți răbdare. Voi trece rapid prin toate și vreau să încep cu secțiunea de borsete pe care o găsiți pe clamarpescar. Borsetele vin în diverse mărimi și forme, sunt mici sau mari, pentru a depozita plumbii, accesoriile, sonarul, cuțite, catere, sunt impermeabile sau nu, așa cum spuneam, cu cutiuțe sau nu, cum avem aici acest model. Sunt chiar și game pentru doamne, da? Stil poșetă sau de culori cu adevărat frumoase. Ce pot să vă spun despre borsete? Da, trebuie să le avem în ansamblul nostru, în echipamentul nostru. Sunt foarte, foarte utile, nu neapărat extraordinar de multe. Am aici o borsetă de la Delfin pe care eu o folosesc pentru plumbi. Ea poate fi compartimentată personalizat și bineînțeles pe să găsiți și altă utilitate, da? La fel, așa cum spuneam, borsete care vin cu cutiuțe pentru dipuri, pentru momelile de cârlig separate. Dacă vrem să avem ordine și disciplină, sunt complet etanșate, evident, nu curge absolut nimic din ele și totul poate fi organizat într-o singură gentuță pe care s-o avem la dispoziție. În concluzie, pe scurt, dau un mare vot de da pentru borsete, trebuie doar să intrați și să vă alegeți ce e potrivit pentru voi. Am vrut doar să subliniem varietatea, marea gamă din care voi aveți de ales, bugetele de la 30 de lei o borsetă până la 100 și ceva de lei o borsetă, așa cum spuneam, materiale diferite, fermoare de rezistență sau impermeabile sau nu, deci toate influențează prețul. Important este ca voi să intrați, să răsfoiți, să știți că există și cu siguranță dacă vă deschideți acum trusa, geanta sau gălețile sau pe unde avem cu toți împrăștiate toate lucrurile, vă veți da seama că o parte din ele ar sta mult, mult mai frumos într-o borsetă. Așadar, la capitolul borsete votez da și mi se pare un produs foarte, foarte util. Dacă la partea cu borsete a fost relativ simplu, trebuie doar să alegeți ce e potrivit pentru voi și cu siguranță avem nevoie de așa ceva în echipamentul nostru. La partea de cutii, trusulițe, penare, valigete, este nebunie. Deci aici varietatea de produse este într-adevăr foarte, foarte mare. Eu mi-am aplicat atenția către câteva care merită și poate nu știați că există și către câteva care nu merită, bineînțeles, pentru că despre asta este videoul. Folosesc corda, cel puțin în pescuitul la crab, folosesc cutiile pentru riguri corda. Am ales ceva din aceeași categorie și aici. Cutie magnetică, se închide magnetic cu loc pentru riguri și bineînțeles pentru accesoriile pe care le folosim la monturi. De ce am ales-o? Pentru că ea face pereche minunată cu această cutie care poate să o țină aici perfect. O cutie tot de la Corda, un set, știți cum e, pescarului îi place să se și respecte, să arate bine pe malul apei și mie îmi place să am lucrurile la set. Este o cutie impermeabilă, dintr-un material destul de tare, poate fi așezată pe ud, pe noroi și se și spală, se curăță foarte ușor, da?
În partea de sus a acestei cutii avem un fermoar cu buzunar, putem băga aici în buzunar diverse accesorii, lucruri pe care le folosim, iar în acest, tot pe acest perete avem și o serie de buzunărașe pe care le putem folosi, da? După care, în partea de jos a cutiei vine cu separatoare, cu niște despărțitoare pentru rolele de fir, pentru, eu știu, diverse alte accesorii, cum ar fi foarfec, nu știu, croșete și așa mai departe, da? Asta pot să spun că genul, tipul acesta de ansamblu merită, e profi, e de calitate, toate materialele sunt ok și din partea mea are un mare da. Asta ar fi pentru partea de craft. Pe partea de feeder, mi-a plăcut foarte mult această trusă, e extrem de compactă, extrem de subțire, poate fi păcălită absolut oriunde. Scuze-mi un pic, trusa mea pentru riguri, dar cord, am nevoie dacă e să bag niște riguri în ea. Fix acum, da, stai să vezi, nu, ești tu pe asta care nu-mi place, ai luat-o pe aia care îmi place. N-aștept și tu să meargă filmul. Așa cum spuneam, vorbeam despre această cutie minunată de la Preston. Îmi place foarte mult că este foarte compactă, foarte subțire, o păcălim absolut în orice geantă, în orice buzunar de geantă. Se desface foarte frumos, e destul de compact, așa cum vă spuneam, magnetică. Așa, forțăm un pic. De ce o recomand și mi-a plăcut și de ce am ales-o? Pentru că este cea mai spațioasă, cea mai generoasă trusă de riguri pentru fideriști. Așa, după cum bine știți, în pescuitul la Meto cel puțin putem avea multe variații de riguri și așa ceva ne ajută foarte, foarte mult, da? Ce mai îmi place foarte mult și vreau să țineți cont de o cutie pentru plute, dar care este și ea puțin customizabilă, ca să spun așa, da? În cazul în care avem plute foarte lungi de match sau eu știu la ce alt stil de pescuit avem nevoie de astfel de plute, tubul se ridică până la înălțimea de care avem nevoie, după aceea prin răsucire, iată, rămâne blocat. Iar îl răsucim, putem să-l strângem și asta face produsul acesta să fie versatil, doar 12 lei pentru împătimiții de pescuit la plută, iarăși un mare da la capitolul de bagajerie. Aici ghiciți ce am. Există cutii și pentru momeli vii, există cutii și pentru momeli de cârlig. Aceasta este o cutiuță pentru viermi, care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Are și o sfoară înăuntru, să o legăm, să o ținem, nu știu, la brâu, poate facem un fel de pescuit mergem pe malul apei mai mult și încercăm mai multe locuri. O cutiuță care are aici o mică fereastră, se ridică această ușiță și de aici pot pica viermii. Luăm cât ne trebuie, după care, ca la cutiuța de tic-tac, îi dăm înapoi și tragem frumos căpăcelul. Din nou, o jucărie, un preț, nici nu știu cât costă, câțiva lei, nu este deloc scumpă, dar nu știu dacă știați că există, da? Asta zic, am pierdut câteva ore bune, m-am uitat la absolut toate produsele și sunt sute, probabil peste 300-400 de produse în secțiunea bagajerie și chiar mi-am ales cele mai interesante lucruri. Din nou, un mare da, de exemplu, și pentru acest tip de produs, care este foarte, foarte practic. Înainte să trec la ce nu mi-a plăcut și la ce zic nu, vreau să vă spun și despre această trusă valigetă scaun de la Barracuda. Este un 3-in-1 cel puțin, deci are foarte, foarte multe specificații și lucruri la care ne ajută, da? Bun. În primul rând, v-am zis, este scaun, putem să stăm pe ea. Să ne ridicăm un pic în picioare. Pe capac aici avem și riglă pentru măsurarea rigurilor, monturilor noastre. Înăuntru, în spațiul gol de depozitare, vom avea o cutiuță pentru nadă momeală, care se prinde foarte frumos aici pe o parte. Hai să o nimerim fără să o rupem, că trebuie să o lăsăm la magazin. Cam așa se face treaba de obicei. Gata. Și bineînțeles, pentru lansete, pentru lansetele de copcă. Practic, din punctul meu de vedere, este o alegere foarte bună pentru pescarii de copcă, da? La fel și acest suport pentru lansete sau bețe, vargă, se prinde aici. Vine cu tot cu o kingă de susținere pe umăr când este toată strânsă, iar în partea de sus această cutie pentru accesorii la rândul ei compartimentată, da? Mi se pare super, super frumos. Deci atât scaun aici, stăm cu fundul aici, o să avem nada momeala, cutiuța poate să stea lângă noi jos, dau un exemplu, aici stau lansetele dacă avem nevoie la transport sau în așteptare, înăuntru restul lucrurilor necesare. Deci pentru pescuitul la boloneză pe râuri ca Neajlov, și apropo, abia aștept să merg pe
astfel de râu. Cred că episodul următor va fi acolo. Mi se pare extraordinară și prețul, băi, sincer n-am reținut prețul, dacă scrie pe cutie, nu cred că scrie, dar este unul accesibil. Bun, hai să o strângem rapid. Iarăși un mare da la un astfel de produs. Repet, încerc să și sper, cred că nu-l știați. Mă bucur că am reușit să vi-l aduc în atenție. Așa, hai să punem frumos cu totul la loc. O veți găsi, cred că la secțiunea valigete, dacă nu mă înșel din de pe site-ul Claumar Pescar, și vă puteți uita acolo. Iată, pe etichetă scrie cutie HS002, cutie scaun. Așa o veți găsi dacă veți scrie pe site-ul Claumar, ca să nu mai stați să vă pierdeți vremea. Ce nu îmi place? La ce zic nu? Am spus, oferta este imensă. Nu puteam într-un video să acoperim absolut totul, tot ce nu e util. Până la urmă este și subiectivă treaba asta, da? Eu vă spun ce nu mi-aș lua eu, ce n-aș folosi. Am găsit o trusă, o cutiuță de la Spro. Hai să vă zic de ce nu mi-a plăcut. În primul rând că este poate relativ scumpă, dar iată compartimentare și iată cum a fost ea gândită. Spațiile sunt destul de mici înăuntru, este strict pentru accesorii. Nu știu câți dintre noi avem atât de multe accesorii. De obicei, câteva, eu știu, varnișuri, agrafe, 2-3 feluri de cârlige, apoi mai vin pentru crap, clar nu, deci compartimentele sunt mici. De exemplu, un anti-tangle sleeve, da? Nici nu încape aici, pentru că sunt cele lungi de 15 mm, cred, sau nu știu cât sunt cele mai lungi, dar vreau să dau doar un exemplu simplu, da? Mai mult de atât, când se deschide, iată, când se deschide, se deschid toate odată, da? Deschizându-se toate odată, mă și văd cum, cu un singur deget, cam atât îmi încape aici, încercând să ridic accesoriul de care am nevoie, să pice și în celelalte, să se amestece între ele. Dacă este înclinată masa pe malul Dunării, de exemplu, la fel riscăm să pice dintr-una într-alta. Un produs care nu are practicalitatea dorită de mine. Este doar părerea mea. Repet, alegerile sunt subiective, dar vreau să vă arăt și produse care din oferta de cum spuneam, cutii, penare, truse și așa mai departe, poate nu-și merită banii. Dacă sunteți nehotărâți, eu zic că acesta primește votul meu de nu. Am ajuns și la secțiunea găleți. Da, există o secțiune întreagă pe claumarpescar.ro dedicată doar găleților, deci aveți acolo găleți din toate unghiurile și pozițiile. Acum, ideea care este? Sunt conștient și știu și eu că mulți dintre voi, și chiar și eu, folosim ce am avut la îndemână. Dintotdeauna am folosit ce am avut la îndemână. Că e găleată de var sau găleată rămasă din altă parte, știu, le am și eu, le-am folosit, le am pe acolo pe balcon. Ideea este alta. Cele făcute special pentru pescari vin cu foarte multă practicalitate, eficiență și inovație. De la găleți pliabile, la găleți foarte, foarte ușoare, deci economisind spațiu, economisind greutate la transport, până la găleți modulare care se pot folosi în diverse feluri, rich monkey, de la găleata care se transformă și în WC-ul printr-un colac, până la găleți care au tot felul de extra accesorii, găleți pentru menținerea momelilor vii, adică peștișorii în special. Toate aceste lucruri fac ca să merite investiția sau și atenția noastră să merite îndreptate și către găleți. Câteva mențiuni interesante. Asta e tot ce vreau să fac aici. Vă dați seama că decizia rămâne, este a fiecăruia dintre noi. Dacă sunteți fan Gamma Enzon, așa cum este dragul meu, Biluță, ce faci, Billy? Îi facem acolo cu mâna. Îi facem cu mâna. Vrei să-ți fac cu mâna? Iată găleata pliabilă, ușoară, cu un estetic inovator, această urmă ca de carbon. Inscripționată, bineînțeles, cu logo-ul Daiva și cu Enzon. Vine cu un șiret de aproximativ 10 metri, nu aproximativ, fix 10 metri, celelalte găletușe venind cu 5 metri, de exemplu, da? Poate fi un avantaj, avem aici un mâner de care ținem și nu putem să o pierdem, o legăm de copac, deci fel de fel de funcționalități. Ideea este că dacă sunteți fani Gamma Enzon, ar fi bine să aruncați o privire și către găletușă. Eu personal folosesc Delfin, pe asta o am în arsenal, mi se pare extrem de practic, absolut de fiecare dată, că mă spăl pe mâini, că umectez nada, nu
contează, pontoanele sunt înalte sau Dunărea e scăzută, nu contează unde mergem, găleata este binevenită. Haideți să intrăm un pic în detaliu cu această găletușă pentru pomelovie de la Barracuda. Așa cum vă așteptați, găleată cu această sită, grătar, cum să numim, în care putem să punem pește și orivii. Da? Găleata se umple foarte frumos cu apă, introducem în ea această sită care menține peștișorii. Avantajele vin, bineînțeles, atunci când dacă e soare, suntem pe malul apei, obleții, de exemplu, trebuie să schimbăm apa destul de des ca să-i menținem în viață, da? Atunci e foarte simplu, am ridicat, nu riscăm să-i scăpăm în apă, da? Ridicăm această găletușă, o umplem repede pasta cu apă proaspătă, băgăm imediat, n-au timp să pățească nimic, da? Din nou, când vrem să luăm un peștișor din găleată, e foarte frumos, foarte simplu, ridicăm, ridicându-i din apă, nu mai stăm să-i alergăm prin găleată până îi prindem cu vizii și cu obleții și avem aici o fereastră, o ușiță care se deschide, băgăm mâna frumos, am luat peștele, o punem înapoi și o închidem. Iar un ultim și foarte, foarte important aspect pentru această găletușă este că are aici un orificiu de aerisire, da? Iată, asta să o punem cum trebuie în fața camerei. Aici, un orificiu de aerisire, la care se poate conecta un aerator portabil. Există cazuri în care vom avea nevoie sau vom vrea să ținem peștișorii vii multe zele, cumpărăm cărășii vii de la magazin, începem malul Dunării și stăm o săptămână. Garantat o să-i ținem în viață o săptămână, chiar și obleții, dacă avem un aerator portabil care se conectează, furtunașul căruia se conectează aici, da? Tot ansamblul mi se pare foarte, foarte inovator. În plus, exact cum vă ziceam, dacă ieșiți des la pescuit, toate aceste brizbrijuri, toate aceste mici invenții vă vor ajuta și își vor merita banii. Dacă mergeți rar, dacă stați puțin, dacă partidele voastre sunt scurte, sunt absolut de acord cu voi, merge și găleata de var. Adică de dimineață până seara poate rezistă guvizii vii și într-o astfel de găleată. Dar pentru cei care mergem des, sunt absolut convins că așa ceva ne va ajuta. Despre un ultim gând despre găleata de la Rich Monkey, haideți să o arătăm doar un pic așa ce înseamnă. Pe lângă faptul că putem să îi umplem conținutul, ea este foarte înaltă, îi umplem conținutul cu tot ce avem nevoie, vine cu aceste tăvițe de suprafață, da? Care la rândul lor pot să țină ce vrem noi, cutiuțe de pop-up, fire, nu știu, absolut orice avem nevoie, pastă, boilesuri flotante sau cât echilibrate și toate vin foarte frumos aici la locul lor, în cutie, în găleată, la suprafața cutiei și putem fără probleme să închidem cu capacul. Da? Genul ăsta de găleți modulari. Există și găleți care primesc tăvi pe lateral, se lungesc pe stil masă sau, așa cum spuneam, se transformă în toaletă la nevoie. Deci sunt foarte, foarte multe inovații, iarăși un mare da din partea mea pentru gălețile de acest tip, cele care merită. Așa cum am spus și la celelalte secțiuni și probabil că o să repet la fiecare secțiune, va trebui să decideți pentru voi să mergeți să răsfoiți un pic secțiunea cu răbdare, indiferent câte pagini sunt, le luați pe rând și vedeți ce vi se potrivește, citiți despre ele pentru că descrierile de pe Claumar Pescar sunt destul de relevante și veți alege ce vă trebuie vouă. Eu am punctat doar așa, un mare da pentru câteva care chiar au funcționalitate și eficiență și practicalitate și cum vreți să o numim. Veți găsi și tot felul de găleți, găletușe, cutiuțe și alte nebunii de care nu ne vom folosi niciodată. De exemplu, mi-a sărit în ochi bacul de la Maver, așa se numește, un set de găletușe pentru vierme cu plasă. Băi, oameni buni, acolo dau un mare nu. Asta este părerea mea, sunt subiectiv. Ce naiba să dau banii pe ceva în care să țin viermii doar pentru că are plasă? M-am obișnuit, deci mi-a plăcut mult chestia aia micuță pe care am prezentat-o mai devreme, din care iau viermele ca un TikTok, ca o cutiuță de TikTok, că mi-a rămas TikTok-ul în cap, ne uităm ca nebunii cu toții pe TikTok, suntem dependenți. Nu, ca o cutiuță de TikTok, dar am prezentat-o, mi s-a părut ok, nu facem risipă, n-au viermii pe unde să iasă sau să urce în sus. E, acolo, cu plasă, chiar nu văd, n-aș da banii pe așa ceva. Suntem obișnuiți să luăm viermele de acolo de unde le avem, din cutie, și aici votez un mare nu. Bineînțeles că în toată oferta, probabil că veți mai găsi și alte produse care și vouă să vi se pară că nu merită absolut deloc atenția noastră. Dar pentru asta va trebui să intrați și să hotărăți pentru voi.
Cam atât despre găleți. Oameni buni, am ajuns și la genți. Ca de obicei și aici avem o multitudine de genți din care să alegem, o groază de produse, dar încep prin a spune un mare da. Este imposibil să o luăm altfel. Sunt atât de utile și atât de binevenite și din nou cu specificații către pescari. Tot ce am avut până acum, tot ce am vorbit până acum, borsete, cutiuțe, găletușe, tot, toate vor încăpea într-o geantă. Spre exemplu, eu am ales o geantă Daiva din gama Black Widow. Într-o astfel de geantă mi-am băgat absolut tot ce-mi trebuie pentru Dunăre. Deci atenție, absolut tot, da? Mi-am băgat tot ce-mi trebuie pentru feeder, crap, somn, shallow sau chiar și spinning. Am o mică cutiuță, chiar dacă nu sunt mare pescare spinning, mă mai plictisesc și eu pe la Dunăre și mai fac câteva lanseuri. O trusă, toate absolut totul încape acolo. Mai mult de atât, peste am băgat sonarul, am băgat câteva role cu fir de rezervă să-mi încarc pe malul apei. Deasupra îmi încap toate mulinetele de Dunăre, cele de crap, cele de somn. Deci toate într-o singură geantă, fără să vorbim despre buzunare. În buzunare nici nu mai știu ce am. Deci absolut toate lucrurile îmi încap într-o astfel de geantă și atunci zic un mare da. Pentru pescuitul la baltă m-am lipit de o geantă de la Solar. La fel ca și aceasta, așa ce este impermeabilă. Fermoare heavy duty. Totul este gândit pentru noi, le tăvălim, le terfelim, le băgăm în noroi, așa și Daiva, uitați ce are pe fund aici, deci putem să o punem jos fără probleme, un pic de niște picioare grip, nu știu, cu grip să nu alunece, în fine, tot felul de inovații care pe noi pescarii ne ajută. La geanta de baltă chiar am noroc că mi-ncape până și rodpodul acolo, după cum bine știți, pescuiesc cu delfin crabber mini, care mi-ncape în geantă și acela. Deci eu când plec, mi este foarte, foarte simplu și comod să-mi iau geanta care îmi trebuie, am plecat la Dunăre, știu că am tot ce îmi trebuie în ea, am plecat la Balta, am tot ce îmi trebuie în ea și mai am o geantă în care îmi bag hainele. Deci un singur om, un singur pescar, trei genți. În concluzie, la acest produs sau la acest tip de produs nu pot decât să zic un mare da. Mai departe, veți găsi acolo în oferta completă genți pentru mulinete, genți pentru juvelnic, genți pentru tamburi, genți pentru navomodel, tot ce vă puteți imagina și aici deja nu mai putem să dăm verdicte, va trebui ca fiecare dintre voi să intre, să treacă, să-și rezerve puțin timp pentru că este iarnă, nu avem ce face. Vă rezervați puțin timp și treceți prin oferta completă. Ar trebui să fac câteva mențiuni interesante. Am zis pe ansamblu mare da către gențile mari de voiaj, de transport, dar câteva mențiuni importante reprezintă. Există la Fox geantă din gama Camolite, o geantă pentru cizmele de cauciuc. Mi se pare foarte practică, consider că ne ajută destul de mult, cu despărțitor în interior, fermoare, la spate avem chiar și un extra buzunar cu plasă. Merită o mențiune specială, consider că și ea merită un mare da. Apoi va trebui să mai avem grijă, că trebuie să decidem, bugetul nu este infinit la nimeni și trebuie să alegem. Trebuie să mai protejăm lucrurile de valoare, de asta am aici și o geantă pentru navomodel pe care o găsiți pe site-ul Claumar Pescar. Sper că intră în cadru, este mare, spațioasă, generoasă, încap absolut toate lucrurile aici. Baterii de rezervă, suportul pe care se ține bărcuța și la tot ce vă mai puteți gândi legat de acest subiect. Și tot, pentru că tot vorbim de lucruri de valoare, să nu uitați de exemplu de o husă sau o gentuță pentru telefonul mobil, să nu-l scăpăm în apă și asta poate să fie un lucru de care voi trebuie să țineți cont. O mențiune importantă, din păcate nu am avut aici în depozit la îndemână niciun produs pentru exemplu. Vă rog să dați o vizită, să aruncați o privire și peste secțiunea de rucsace. Marele avantaj al rucsacului este această posibilitate de a-l căra foarte ușor. Ne eliberăm practic o mână. Pentru cei care pescuiesc des este cu adevărat prețios acest lucru. Ne punem în spate și mâinile le avem libere. Ne-am săturat de cărat pe scări, ne-am săturat de încărcat și descărcat mașina, ne-am săturat de cărat de la mașină până la locul de pescuit și înapoi. Deci toate lucrurile astea s-ar putea să facă un rucsac foarte, foarte valoros. Există rucsaci modulari, există rucsaci cu fel de fel de inovații și acolo strict pescărești. Și asta ca o mică mențiune, da? Mențiunea de onoare este și pentru rucsaci. Aruncați o privire și acolo. Iar la final să încheiem și cu gențile. Bineînțeles că sunt destule produse pe care nu le-aș folosi sau nu mi le-aș cumpăra.
Poate gențile pentru scat boilers, eu personal nu folosesc, dar dacă sunt aici pescari de concurs, pescari care pescuiesc des, știu despre ce vorbesc, poate pentru voi e util. Momentan eu nu mi-aș cumpăra așa ceva, de asemenea nu mi-aș mai cumpăra geantă pentru încălțăminte, adică nu vreau să pic nici în exagerare. Pentru cizme înțeleg, mi se pare practică, de asta avem cizmele de cauciuc, să intrăm în noroaie, să le udăm și e greu după aceea să le băgăm în bagaj sau în mașină. Pentru cizme sunt ok cu asta, dar pentru încălțăminte, nu știu, mi se pare că deja exagerăm. Deci o geantă pentru încălțăminte, din punctul meu de vedere, primește un mare nu. Nu-mi trebuie, este făcut acolo pentru, nu știu, pentru cine. Suntem până la urmă oameni buni pescari, ne mai știm și murdari în mașină, se murdărește preșul de jos, hai să nu exagerăm. Deci, din punctul meu de vedere, în oferta de acolo veți găsi și produse care nu merită, fiecare va decide pentru el. Eu v-am spus pe ce nu văd să dau banii vreodată sau în viitor apropiat. Geantă pentru încălțăminte, genți sau saci de uscat boilers, nu sunt încă în arsenalul meu, în stilul meu de pescuit. Iată, ne ajungem și la secțiunea de huse pentru lansetă. Aici e foarte greu de dat un verdict. Toți avem nevoi diferite, lansete diferite, gusturi diferite și de ce nu, bugetul este diferit pentru fiecare dintre noi. Eu prefer în pescuitul la crab, pe lacuri și bălți, prefer husele individuale. Așa m-am obișnuit, poate nu știu de unde a început această chestie, așa le-am avut de la început și îmi place foarte, mi se pare foarte comod. Scot lanseta de care am nevoie, o folosesc, intră cu tot cu mulinet acolo, tot ansamblul, las de obicei și plumbul, scot doar cărligul, montura să nu se agațe, toate frumos, o dau în două segmente și intră în husa individuală. Mai mult de atât, la transport pot păcăli câte o lansetă în câte o parte a mașinii. Nu odată mi s-a întâmplat ca să ridic stiva de bagaje până sus și la sfârșit, când am debăgat o husă de 4 lansete cu tot cu mulinete, să fie atât de înaltă și lată, încât pe singurul loc care mi-a rămas în mașină acolo, în portbagaj, ea să nu încapă. Da? Pe când dacă sunt individuale, pot să bag una pe stânga, una pe dreapta, una mai pe dedesubt, le mai păcălește altfel. Deci asta e un avantaj, ăsta este gustul meu, de asta spun că aici este foarte, foarte greu de dat un verdict. Este clar că avem nevoie de ele, costă foarte mulți bani lansetele în ziua de astăzi și, de fapt, indiferent cât ar costa, trebuie să avem grijă de ele. Pentru că știu că, indiferent de stilul de pescuit, vom avea nevoie de ele, am zis să aleg doar două produse astăzi. Mai plec privirea către o husă de pescuit la crab și o husă de pescuit la feeder. Chiar nu mai suportam cât vorbea și am pus niște prafuri în cafea. Vreau să am și un moment de liniște și să vă prezint două huse foarte, foarte ok, atât din punct de vedere al prețului, cât și calitate. Începem cu o husă dedicată lansetelor de feeder. Este un nou model de la Delfin. Triple Hard se numește. Cum îi spune denumirea, este o husă ce poate proteja și transporta 3 lansete de feeder cu mulinetele montate. Avem compartiment separat pentru fiecare lansetă în parte. Fiecare compartiment este despărțit de motorul printr-o zonă buretoasă, ceva foarte, foarte ok, foarte dură. Pe o laterală avem un buzunar dedicat picheților sau mânerului de mincioc. Iar pe cealaltă laterală a husei avem o zonă dedicată tuburilor cu vârfurile pentru feeder. Pe lângă asta este echipată cu mânere de transport, dar în același timp și cu o curea foarte, foarte comodă pentru transportul lansetelor. Pescuiți cu 3 lansete feeder, aceasta este recomandarea Baltacului. Cum spuneam, este un model nou și este un model de care merită să țineți cont. Ajungem acum și la pescarii de crab. Baltacul și-a oprit, sper că e bine acolo unde e, că nu s-a audit nimic, e ok. Avem un model nou de la Prologic, se numește Prologic Avenger. Pe lângă coloritul extraordinar, modelul extraordinar de camuflaj pe care îl are, trebuie menționat că în această gamă avem huse pentru lansetele, seriile compact, cele cum le folosesc eu, care se strâng. În acele huse putem băga și lansete de feeder, dar avem și pentru lansetele de crab din două tronsoane. Aici am
modelul pentru două lansete. Deci, practic, în această husă se pot băga două lansete cu muletele montate. Iar pe fiecare laterală mai avem câte un buzunar și o pingă pe bază de arici, unde mai putem băga încă două huse individuale. Lasă că pescuim cu două lansete, putem să punem și lanseta Spot, lanseta Marker. Deci putem practic cu seria Avenger la Prologic să ne customizăm exact setup-ul de care avem nevoie și pe care îl folosim. Cum spuneam, există varianta de, cu un post pentru lansetă, cu două, cu trei, inclusiv cu patru posturi pentru patru lansete. Material 600D, rezistent la murdărie și umezeală. Interior căptușit, protejează foarte bine lansetele și, încă o dată spun, arată super. După cum ați văzut, există fel de fel de huse pentru lansetele noastre, impermeabile sau nu, în camuflaj sau nu, de asta și vreau să fac o mențiune interesantă pentru gama Delphin Queen, o gamă adresată doamnelor pescărițe, despre care trebuie să știți, puteți să faceți și voi un cadou doamnei pescărițe de lângă voi, sau de ce nu să-și cumpere singure dacă ne privesc. Dar aș vrea în plus să spun și despre husele de lansetă tip tub. Practic acestea ne oferă cel mai ridicat grad de protecție pentru lansetele noastre. Sunt într-adevăr și pentru cei cu buget mai ridicat, dar un mare dat pentru ele, tocmai asta încerc să vă spun. Se reglează pentru orice lungime, pentru orice tip de lansetă, având aici o siguranță care se ridică. Se scoate această prindere și în momentul acesta putem să jonglăm pe lungime. La fel se întâmplă și cu al doilea capăt. Vedeți aici încă o prindere, se lungește încă și mai mult. Da? Asta este mecanismul de utilizare. Și aici în cap, dacă nu greșesc, mai mult de o lansetă. Cred că în cap toate patru, bineînțeles fără mulinet. În cap toate patru, îmi face semne din spate Dragoș din regie. 4, încă 4, 4 oameni buni în cap aici, dacă bugetul vă permite. Asta e de la Jackson, să știți că nu e foarte scump, eu zic de buget, dar cred că la Jackson nu depășește 3-400 de lei acest tub. Trebuie să verific, dar luați-l în calcul. Toate, absolut toate sunt pe secțiunea huse lansete la clomarpescar.ro. Un mare nu, trebuie să zicem și de un mare nu, nu am aici pe stoc. Dragul și-a făcut așa, când zic un mare nu se gândește, Doamne, ce să zică furnizorul ăla, Îmi pare rău, băieți, trebuie să zicem și cât un mare nu, suntem subiectiv cu toții, lumea știe asta, publicul care mă urmărește pe mine, sunt sigur că înțelege că nu toate gusturile sunt la fel. Un mare nu pentru o geantă de la Nash, care este geantă husă, se numește, ca să fim corecți, husă geantă Nash Scope R6 Transformer, da? A trebuit să citesc să nu uit. O să încerc să pun o poză cu ea. Costă enorm, nu aș da atâția bani niciodată, deci prețul pentru mine, chiar știu, e Nash, știu, poate are și calitate, știu, dar pentru mine prețul nu este justificat, am mult mai multe alegeri în acei bani și mai mult de atât, Dragoș mi-a spus că a arătat-o odată unui client, a dat-o jos de pe raftul de sus și era să-l jupă gâtul. Această husă are 40 de kilograme aproximativ, exagerând bineînțeles, pe scurt este foarte, foarte grea. Așadar, un produs scump, destul de pretențios și greu, nu e pentru mine, este un mare nu. Cu asta încheiem și cu husele de lansetă, trecem mai departe, mai avem puțin, rezistați! Hai să trecem scurt de tot și prin husele pentru mulinete, nu vreau să vă prezint nimic, un mare da pentru protecția lor, n-aș fi găsit nimic de spus la un mare nu, sunt huse pentru mulinete. Toți avem mulinete la care ținem, care ne-au costat foarte mulți bani și care necesită toată protecția noastră. Bineînțeles că dacă aveți mulinete luate din Europa, între ghilimele, cum se spune, da, atunci nu cred că vom putea da pe o husă pentru mulinetă cât am dat și pe mulinetă, da, acolo nu se mai pune problema. Însă, eu vă spuneam mai devreme că am tot ce trebuie pentru Dunăre într-o singură geantă, inclusiv mulinetele. Acolo sunt fără husă, sunt puse una peste alta. Ce am observat de-a lungul timpului? Mi-am îndoit pick-up-ul, sârma de la pick-up, am creat joc în îmbinări, pentru că la transport din mașină în barcă, din barcă în mașină și așa mai departe, am creat joc în îmbinări, pentru că
forțele au împins în aceste mulinete și hai că mai vechi, hai că mi-am luat Aventa, hai că așa, hai că merge și așa. Dar prologicurile pentru Dunăre pe care le-ați văzut și în 10 zile pe Sulina merită toată atenția mea, nu vreau să-mi bat joc, acum le țin în geantă, dar în cutiile lor originale, însă urmează să-mi cumpăr husă pentru astfel de mulinete. Încă o dată sunt scumpe, ținem la ele, trebuie să funcționeze perfect ca să ne aducă și marea captură. Trebuie și ele protejate. Deci un mare da pentru husele de mulinetă, trebuie doar să mergeți și să răsfoiți, să vedeți ce este potrivit pentru voi. Încă o treabă importantă. Știu că poate v-ați plictisit, dar v-ați gândit vreodată la huse de paturi și de scaune? Nu? Ar trebui să vă gândiți. De ce? Din nou pentru practicalitate. Eu nu am husă de scaun și de pat, am zis că nu o să-mi trebuiască niciodată până am stat de vorbă cu cineva care mi-a dat așa câteva ponturi. Băi, omule, în primul rând protecție pentru produsul în sine, pentru pat și pentru scaun. Ai zice că e banal, e la mintea cocoșului, da? Dar de ce protecție? Pentru că le băgăm în mașină, băgăm peste ele o groază de alte bagaje, pe lângă ele, peste ele, sub ele, în jurul lor. Nefiind băgate în husă, se întâmplă două lucruri. Fie punem greutate prea mare și riscăm să îndoim sau să facem vreo boacănă patului sau scaunului, fie geanta se agață în fierul de la pat și de la scaun, fie anumite, la fel, genți, nebunii, saci ce avem noi prin mașină, se agață în scaun și în pat, nu știu, sigur ați pățit să încercați să scoateți o geantă sau o găleată și să nu treacă de piciorul scaunului, că a intrat o bretea pe undeva pe acolo. Toate lucrurile astea dispar dacă patul este într-o husă. După care este foarte simplu la transport. Faptul că avem o husă, cum este aceasta de la Solar, iarăși am ales de la Solar pentru că patul și scaunul meu sunt de la Solar și aș vrea să fac set. Această husă pentru pat, camuflaj foarte groasă, eu o simt, voi nu, dar este foarte, foarte, foarte calitativă. Are același model, pattern, ca și patul și scaunul meu, deci este foarte din aceeași gamă. Pot să o pun frumos pe umăr și mi-am eliberat o mână la cărat. Deci alt lucru foarte important. Pentru cei care pescuiți des, se justifică, veți simți în 2-3 ani cât de ușor vă vine. Să nu vă mai chinuiți să vă țineți patul cumva pe sub umăr, pe aici, scaunul la fel. De asta o recomand. Iar la sfârșit, bineînțeles, dacă folosim scaunul pe noroi și avem picioarele scaunului sau picioarele patului murdare, fiind băgate frumos în husa lor, tot noroi care se usucă, pământul, nisipul pică în această husă. Deci acestea sunt lucrurile pro, da? Puteți să luați în calcul și un sistem de chingi, cei de la Delfin au venit cu acest sistem. Dacă nu vreți o husă, fie din cauza bugetului, fie din cauza, eu știu ce motive puteți avea, puteți să vă folosiți de chingi. Chingile se modifică, se fac după mărimea patului, da? Avem una într-o parte, invers, avem una într-o parte, cealaltă în cealaltă parte, da? Așa, vom încadra patul, îl vom strânge, iar aici sus venim cu breteaua care ne va susține greutatea, ne va permite să punem patul pe umăr, da? Am vrut să vă prezint și acest sistem, mi se pare un mare da. Atât din cauza bugetului, cât și din cauza calității, raportului calitate-preț, sunt foarte, foarte rezistente. Sunt aproape ca centurile de la mașină. Ca și, mă rog, cum se simt la mână. Da? Cam asta și despre husele de paturi și de scaune, așa cum am zis, nu ne lungim. Un mare da din punctul meu de vedere, trebuie protejate, înțeleg beneficiul, mai ales dacă pescuim des. Dacă pescuim rar, nu, atunci nu. Nu dați banii încă pe așa ceva, pescuiți rar, nu veți obosi la transportat, nu vă veți sătura de chestia asta, de deranjul care se provoacă în mașină, cum vă spuneam, când se agață, în țeapă, geanta și așa mai departe. Dacă pescuiți rar, aceste neajunsuri nu le veți simți. Dacă la husele de... Știu, mă pregătesc. Dacă la husele de... Da, da? Ești mulțumit de ce când ai făcut? Când mă duci la pescuit. Când te duc la pescuit? Deci nu mai îți dau drumul de aici. Astăzi este marți, miercuri trebuie să editez filmul. Mergem vineri, joi să pregătesc niște monturi, vineri mergem la pescuit, e bine? Dovitoc! Gata, hai, te las să filmezi. Oameni buni, dacă... n-am avut de zis un mare nu la husele de scaun și de pat. Voi zice un mare nu la
imensitatea de alte huse pe care le găsiți la secțiunea alte huse. Huse pentru toaster, huse pentru pentru tot ce vă trece prin cap și nu vă trece, pentru fire, pentru papuci, pentru, nu știu, îmi notasem toate ideile astea, vă jur, pentru că mi s-a părut și amuzant. Ia, husă pentru cântar, pentru inelele de lansetă separat, pentru capacul de la găleată. Pentru capacul de la găleată, cine, Doamne iartă-mă, cumpără husă pentru capacul de la găleată? Husă pentru suporți, husă pentru vârfurile de feeder, husă pentru motorul bărcii, husă pentru praștie, husă pentru toaster, am zis. Băi, pentru orice vă imaginați găsiți huse pe site. Aici eu zic un mare nu. Băi, hai să nu exagerăm. Deci ați luat o razna, deci nu putem, nu putem. Eu nu aș putea să-mi cumpăr husă, am toaster. Îmi cumpăr o geantă pentru bucătărie sau un rucsac modular și mi-l fac de bucătărie, dar nu mă văd băgând și toaster în husă și lingurițele în husă și păhărelul în husă de păhărel și așa mai departe. Aici votez un mare nu la capitolul alte huse. Puteți să răsfoiți, să vedeți dacă este ceva musai necesar pentru voi, pentru mine nu. Aici pentru mine este un mare nu la alte huse, mi se pare o nebunie. Și acum, despre roaba lui Dumnezeu, ce părere ai? Dragoș știa încheierea, ultimul lucru despre care vom discuta este despre secțiunea roabe. Despre roaba lui Dumnezeu, dragă Dragoș, am o singură părere. Un mare, mare nu. După cum bine știți, în România nu se pune problema cărată pentru roabe. Idiot, ești în sfrat! În România nu avem nevoie de transport cu roaba al bagajelor. Nu se justifică o asemenea achiziție. Sunt tare curios dacă magazinele de pescuit din România au vândut până acum vreo roabă. Sunt tare curios și dacă au vândut vreo roabă, nu știu dacă au vândut-o vreunui pescar sau pur și simplu cineva a zis ia să-mi iau și o roabă și a luat-o de pe un magazin de pescuit. Nu avem nevoie de astfel de echipament, nu avem nevoie de roabă, un mare nu pentru roabe. Înțeleg de ce sunt la vânzare, ne aliniem trendurilor din afară, însă mi se pare că nu vom avea nevoie de ele. Mai mult de atât și cu asta închei. Consider că bălțile ar trebui să ne pună la dispoziție. Dacă nu vor să ne mai ofere accesul cu mașina pe stand, ar trebui să ne pună la dispoziție o roabă. Și pentru o taxă modică de 2-3 lei, nu știu, dau un exemplu, pe lângă taxa de pescuit, să ne dea voie să folosim roaba de acolo, roaba lui Dumnezeu de acolo. Să ne dea voie să folosim roaba din dotarea lor. După faza asta, mulți bărbați nu se mai are voie la pescuit, că Doamne o să zic, puteți folosi roaba lui Dumnezeu la baltă? Da. Altă roaba lui Dumnezeu. Așadar, oameni bune, cerem scuze, acesta este simțul umorului prost pe care îl avem. Un mare nu în dreptul roabelor și ale lui Dumnezeu și ale clamarului și tuturor roabelor care sunt la vânzare pe piață. Nu vreau să închei până nu vă aduc în vedere un produs excelent, tot din gama Chemolite de la Fox. Este o geantă, husă, geantă pentru avertizori. De ce este importantă? În ziua de astăzi o să vedeți, majoritatea avertizorilor vin în cutie. În cutie. Noi scoatem din cutie, nu prea mai păstrăm cutia, cutia se îndoaie, se rupe, se umezește. În câteva săptămâni sau în câteva luni deja nu mai este bună pentru menținerea avertizorilor în stare bună. Chemolite vine cu mult mai multe lucruri în plus, buzunare cu plasă pe partea aceasta. Aici, bineînțeles că avem o întreagă bază de burete. Hai să o luăm așa frumos cu totul. Acum cred că se vede bine. Pe formă, da, se scot frumos bureții în funcție de modelul avertizorilor, în funcție de mărimea lor. Sunt fel de fel de secțiuni care se pot scoate de aici, da? Observați ce fac, pentru stație și așa mai departe, unde ne putem păstra în siguranță avertizori. Aici, bineînțeles, încă un material buretos pe fund, pentru protecție totală. Vreau să-l menționez pentru că nu știu dacă știați că există și sunt sigur că toți v-ați lovit de ceea ce v-am spus. Vin în cutie avertizorii, cutia se deteriorează destul de repede și o astfel de geantă husă poate fi cu adevărat folositoare. Să nu uitați și de grătarul portabil pe care l-am mai prezentat cu Dragoș, la doar 10 lei. Nu ne e foame, trebuie să luăm brânzul și am vrut să vă zic să nu uitați de cel grătar.
pentru că este extraordinar de comod și de rapid și de bun pentru o singură persoană, fără să mai cărăm de lemne, cărbun și alte nebunii. Acestea fiind spuse, Baltacul, sper că ați apreciat acest tip de conținut, ajută pe unii dintre voi, chiar este o varietate foarte mare pe piață și nu știm ce să alegem. Practic, scopul acestui video a fost mai mult de informare, să știți că există soluții pentru orice. Ați văzut, pentru cizme, pentru încălțăminte, pentru... totul poate fi protejat. Rămâne la latitudinea fiecăruia ce e bun pentru el și ce e nu. Eu mi-am dedicat timpul pentru acest video, așa cum am zis și la început, am mai făcut și despre saci de dormit, am mai făcut și despre alte astfel de produse despre care nu prea se vorbește și nu prea știm cum să le alegem. Cel mai important este să știm că există și apoi fiecare decide pentru el. Îi mulțumesc mult, Dragoș, pentru că m-a ajutat, este, și bineînțeles clamorului că mi-a pus toate astea la dispoziție. Stai, deranjează, depozit, scoate de pe stoc, stai că le iei cu tine. E complicat pentru toată lumea. Toată lumea pune umor câte un pic ca totul să ajungă la voi. Fiind întins un an plin de capturi majore, voi face pe naiba în patru să pescuiesc săptămâna viitoare, pentru că sunt fiert și sper să fie alături de Dragoș, sper să ne nimerim. Dacă nu, cu siguranță este și Adi lângă mine și vedem cum facem să fie bine ca să nu fie rău. Așa că rămâneți aproape de canalul de YouTube Baltacul. Fiind întins un an plin de capturi majore,